categoria 65 kg, un corso albastro, Florin Lupu. Am ajuns la ultimul act al galei Urban Legend de la hotelul La Scoica Land din Mamaia. Contestabil la categoria 65 de kilograme. As it battles around the world, there is a leader in the 65 kg. Florin Lupu, liderul incontestabil al categoriei de greutate 65 de kilograme la K1. În colțul albastru, iată-l pe colțul roșu, carismaticul Florin Lupu. Andy Călin. Challengerul său în această seară, Andy Călin, pregătit de către Marius Burlacu. Este un tipul campion național și internațional și câștigă câteva meciuri foarte grele și se antrenează de Marius Burlacu. Campion național, câștigător al unor gale internaționale, Andy Călin, pretendent la șefia acestei categorii, se anunță a fi o dispută fantastică, o dispută magistrală, trei reprize de câte 3 minute. Întrebarea care așteaptă răspuns. Andy Călin sau Florin Lupu? Ultima luptă a galei Urban Legend. Ce sus ridică Florin Lupu piciorul. Ce eschivă frumoasă, lovitură, apoi... Andy Călin este și el un adversar redutabil. Florin Lupu. Multă rapiditate în lovituri. Iată-l încercând și ficatul și apoi un croșeu la figură. Florin Lupu, un arsenal deosebit și cu piciorul, dă extraordinar. Îl îngenunchează pe adversar Florin Lupu. L-a atras și a folosit bine viteza de reacție, corzile ringului și este gata, lupta e gata. Florin Lupu rămâne regele și încoronat și neîncoronat al acestei categorii de greutate. Câștigă la 65 de kilograme într-o modalitate de mare campion, victorie în fața lui Andy Călin în mai puțin de o repriză. Florin Lupu închide într-un stil de mare eveniment această gală care a avut loc la hotelul La Scoica Land din Mamaia, o gală desfășurată sub auspiciile Urban Legend și care a fost transmisă de către Dotosport, primul canal dedicat sportului, canal online, un canal care se preocupă în mod special de sportul constanțean. Urban Legend și Marian Rusu, celebrul campion MMA. Marian Rusu este cel care îl premiază pe Florin Lupu. Marian Rusu, iată, revedem aici acțiunea. 4-5 pumni care au ajuns în figura lui Andy Călin. Florin Lupu, câștigă, se impune și demonstrează că nu degeaba a fost ales de către organizatori să lupte în main eventul acestei gale.
poza de grup, cea care conchide un eveniment deosebit, un eveniment de amploare, un eveniment foarte, foarte frumos. Un eveniment pe care am avut onoarea și eu, Cristian Frisc, în numele echipei Dotosport, să îl comentez pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează și alte surprize, atât din zona sporturilor de contact, cât și din alte preocupări de aceeași natură sportivă, cu referire la constanțeni și la români. Toate cele bune, o noapte plăcută!